Fotbalistul Eric de Oliveira a transmis primul mesaj din spital după ce a fost internat de urgență. Jucătorul a fost transportat cu elicopterul după ce a leșinat în fața soției. Din fericire, starea sa este stabilă și se simte mai bine. Îndrăgitul jucător brazilian este cunoscut ca fiind cel mai bun marcator străin din istoria Ligii I. Eric de Oliveira, diagnosticat de medicii de la spitalul din Târgu Mureș cu blocaj renal, și-a liniștit fanii printr-un mesaj pe Facebook despre starea lui de sănătate după incidentul suferit. Mulțumesc frumos la sute de mesaje primite. Sunt bine, nu pot vorbi la telefon, însă văd tot sprijinul acordat din partea familiei, prieteni și fanii. Sunteți cei mai tari. Și aici port brățară, dar nu de capitan. O să revin mai tare ca înainte, o să vedeți, le-a transmis fotbalistul brazilian fanilor săi. Medicii au efectuat o tomografie computerizată și așteaptă rezultatul. În urma acestuia se va decide dacă fostul fotbalist va intra în operație. În caz contrar, se va pune un stem uretral. Pacientul este foarte bine, va rămâne în spital pentru observații și medicii vor decide în continuare conduita medicală de urmat. În acest moment este foarte bine. Eric de Oliveira este cunoscut ca fiind cel mai bun marcator străin al Ligii I cu 65 de reușite. Brazilianul voia să participe la meciul de retragere a lui Adrian Mutu, însă acum este puțin probabil că va ajunge la evenimentul de la Cluj-Napoca în condițiile actuale.